Forul spre dreapta, înainte, marș! Defilarea va fi deschisă de către locotenentul colonel Anton Mihai din comandamentul bazei 3 logistică Zarcidava, conducătorul paradei militare, un ofițer cu o vastă experiență operațională dobândită pe durata a 7 misiuni internaționale în 3 teatre de operații, pe vehiculul tactic Vampa. Un vehicul blindat. Un vehicul blindat ușor pentru operații speciale, acesta fiind un mijloc modern de luptă, intrat în dotarea Armatei Române în anul 2005. Pe acesta se pot monta mitraliere, instalații de lansare rachete antitank și aruncătoare de grenade antitank. Transportă un echipaj format din 4 militari echipați de luptă. Plutonul Centrului 83 Ventenanță Est și Plutonul Batalionului 43 Aprovizionare și Transport Roman I Mușat. Unități de referință pentru asigurarea sprijinului logistic necesar marilor unități sunt în cadrul diviziei 2 Infanterie. Marea unitate asigură instruirea pentru menținerea și dezvoltarea nivelului de operaționalizare a structurilor proprii, concomitent cu asigurarea sprijinului logistic real, corespunzător domeniilor funcționale ale logisticii de bază, respectiv mentenanța și evacuarea echipamentelor militare, depozitarea și transportul materialelor logistice, de independența carburanților, armamentului și munițiilor, precum fi cartiruire, trupe și administrare cazări. Zona de responsabilitate acoperă suprafață de 24% din teritoriul național. Următorul bloc de defilare este constituit din cadre și militare aparținând Inspectoratului General pentru situații APC-79, un transportor amfibiu blindat destinat cercetării. Este o versiune 4x4 propulsat de un motor turbodiesel cu o viteză de maxim 85 km/h.
Asociație Medicală de Urgență, Fibre Baia Rescue, am luat o parte de pe teren și se și noi fim cu trebuie de Argo. Dumneavoastră, trecea o decizie.